Salut! Este frig afară, dar încă pământul nu a înghețat. Așa că astăzi vreau să mai plantăm împreună niște rădăcini de tufănică. Am o ladă cu rădăcini de tufănică. Haideți să le plantăm împreună în grădină. Mai putem planta la sfârșit de noiembrie, început de decembrie, tufenici în grădină? Desigur, putem planta atâta timp cât ne permite vremea și starea solului, adică atâta timp cât pământul nu este înghețat. Dacă pământul nu este înghețat și afară sunt temperaturi pozitive, de plus 2-3 grade, putem planta în continuare flori care au rizomi ca rădăcini sau chiar și tuberculi. Așa că nu este nicio problemă. Tufenica are o rădăcină foarte bine dezvoltată, compactă și este o plantă foarte rezistentă la frig. Așa că o plantăm cu încredere, iar procentul de prindere va fi cu siguranță de 100%. După plantarea fiecarei rădăcini, tasăm bine pământul în jurul plantei și cu siguranță la finalul operațiunii udăm. Chiar dacă afară este vreme noroasă, se așteaptă ploi, este bine să udăm totuși pământul, să-l hidratăm corespunzător, în așteptarea zăpezii și a ploilor care vor veni. Și luăm rădăcina de tufănică, butura de tufănică, o așezăm în groapă și tragem pământ. Pământ de jur împrejurul ei. Haideți să mai tăiem niște fiare pentru a mai construi încă un suport pentru trandafirii noștri cățărători. Astăzi am mai pus împreună încă un rând, două rânduri de tufenici în zona de verdeață pe care vreau să o formez în acest colț. Aici voi mai forma încă un loc de relaxare cu două fotolii pentru vară. De asemenea, am mai confecționat încă un suport de trandafiri tip pergolă pentru trandafirii urcători, cățărători.
încep să apară primii fulgi de zăpadă.